Bună seara, domnilor, domnilor! Eu sunt Elena Guțu, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Republica Moldova are șansa de a se antrena în implementarea principiilor unei economii verzi responsabile, care să protejeze mediul și să asigure un viitor sustenabil, inclusiv din perspectiva negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Este și ideea principală enunțată în cadrul Green Future Conference. Riscurile asociate schimbărilor climatice față de profitabilitatea afacerilor se exprimă prin randamentul redus al materiilor, perturbarea lanțurilor de aprovizionare, pierderea potențialului de piețe noi de desfacere. Economia verde și circulară sunt subiectele emisiunii Obiectiv Comun de astăzi. Urmărim câteva declarații, revenim cu dialogul în studio. Imaginați-vă cum arată 2 trilioane 850 de miliarde de dolari. Ca să punem un pic într-un spațiu vizual, este spațiul din interiorul Arcului de Triumf din Paris. Într-un spațiu economic, într-un context economic, am 200 de PIB-uri ai Moldovei în 2022. Sau 65, cred, da, Marcela, echivalente a sumei alocate, estimate pentru implementarea PNIEC-ului. De fapt, această sumă este echivalentă cu pierderile generate de evenimentele climatice nefaste, să zic așa, urmare a schimbărilor climatice, doar în ultimele 2 decenii. Știu că nu neapărat este o comparație prea convențională, dar cred că ne arată mărimea miziei despre care vorbim noi astăzi. Și dacă e să vorbim despre amprenta comunității noastre, AMCEA în Moldova, chiar dacă personal nu pot să-i fac o estimare, o cifră exactă astăzi, cu siguranță nu este una de neglijat. Noi construim o economie liberă, noi construim o economie deschisă, noi construim o economie digitală, dar desigur că noi ne dorim și o economie corectă. Și o economie corectă cu ziua de mâine, o economie corectă cu mediul. Și iată, după incursiunea lui Alexandru, eu o să încerc să facem așa un zoom-in în Republica Moldova, pentru că tu ai spus despre încotro se mișcă lumea, eu mă simțeam puțin ca la Davos, dar realitatea este că noi nu avem de ales. Cel puțin așa vedem noi situația. Noi avem o țară mică, noi nu avem resurse naturale, noi nu avem resurse energetice, ceea ce înseamnă că noi suntem condamnați să fim cea mai eficientă economie din regiune. Noi trebuie să înțelegem că trebuie să fim, să excelăm prin eficiență energetică, prin utilizarea foarte eficientă a resurselor, prin valori cum ar fi economia circulară, pentru că asta este rețeta succesului nostru. Planul Național Integrat de Energie și Climă este un document care rezultă și din regulamentul Uniunii Europene de Guvernanță Energetică și Acțiuni Climatice. Deci are o structură foarte clară și obiectivul acestui plan este de a oferi un cadru, să zicem, național, prin care cele 3 ținte pe care noi le avem ca țară asumate față de comunitatea energetică. Oh, perfect! Faceți jobul mai ușor acum. Exact. Când vine vorba de energie, avem nevoie de grafice și de cifre, bineînțeles. Deci 3 obiective pe care le avem asumate juridic. În cazul în care, deci 1, vorbim de emisiile de gaze cu efect de seră și avem obligația de reducere a acestor emisii cu 68,6% până în 2030, în raport cu 1990, conexă și tratatul de la Kyoto. Dacă în 90 noi aveam în jur de 40 de milioane de tone CO2, noi trebuie să reducem
aceste volume de CO2 cu maxim 9 milioane tone. A doua țintă, vorbim de care este și ținta noi o numim pentru eficiență energetică. Menținerea consumului de energie primară la 3000 kilotep sau 3000 tone de echivalente cu petrol și consumul final de energie la 2800. De aici, ca să fie clar, parvin alte două, să zicem, subținte, deci 0,8% reducerea consumului anual și a doua fiind de 3% măsuri de eficiență energetică pentru APC-uri, deci autorități publice centrale. Iată motiv pentru care desfășurăm și programul ăsta de eficiență energetică pentru cele 10 spitale din Republica Moldova și chiar a fost selectată și clădirea guvernului ulterior urmând să fie supusă unui program de renovare. Și a treia țintă foarte importantă, care presupun că o să avem mare parte din discuții, este ținta de energie, deci consum de energie regenerabilă, nu producție, consum, de 27% până în 2030. Probabil în următorii 10 ani de zile, orice producător de materiale de construcții, nu numai ciment, dacă nu va avea implementate tehnologii de decarbonizare a produselor lor, atunci își va pierde capacitatea competițională și pur și simplu nu va face față concurenței. Din acest punct de vedere, sustenabilitatea a devenit subiectul principal în tot ce facem noi și toate deciziile pe care le luăm. Ca partea unui grup franco-elvețian care se numește Holcim, noi în Moldova avem posibilitatea să ne uităm la subiectul ăsta din două puncte de vedere. Ne uităm și la tendințele europene care există și ne uităm și la realitățile moldovenești. Ori din perspectiva tendințelor europene, noi vedem că Uniunea Europeană vine cu recomandări ca până în 2040 amprenta de carbon pentru industrie să fie redusă cu până la 60% față de valorile de referință din 1990. Iar mai nou, Uniunea Europeană vine și spune că până în 2050 procentul trebuie să fie redus la peste 90%. O tranziție spre economia verde înseamnă, pe de o parte, investiții mari, uneori greu de suportat pe termen scurt, dar care au efect economic în timp. Țara noastră are angajamentul să atingă împreună cu întreaga lume anumite ținte privind reducerea emisiilor de carbon adoptate prin directivele europene. Cum ar arăta acest parcurs pentru Republica Moldova? Discutăm cu invitații din această seară. Alături de noi în studio sunt doamna Veronica Arpentin, secretar de stat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și o salutăm pe doamna Mila Malairău, director executiv AMCEA. Bună seara, stimate doamne! Bună seara! Economia verde, economia circulară. Nu suntem la prima discuție despre acest subiect. În cursul anilor am discutat și am încercat să aducem toate valențele, dar dacă facem zoom in pe Republica Moldova, cum a menționat și domnul ministru, de ce țara noastră credeți că are nevoie să creeze o economie circulară? Doamna Arpentin? Bună întrebare, vă mulțumesc și este important să răspundem pentru această întrebare noi fiecare din noi, cetățeni, dar și funcționari publici, bineînțeles. În cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, anul acesta a fost creată și o secție specială care se va ocupa inclusiv de aspectele de economia verde. Este important pentru noi, pentru cetățeni, este important pentru economie, pentru că produsele care vor fi, nu vor fi verzi, dacă putem așa spune, nu vor fi competitive pe piața internațională, pentru că presiunea din partea consumatorilor este tot mai mare și pe piața noastră principală de desfacere, UE, care reprezintă 70% din exportul Republicii Moldova, creșterea cererii pentru aceste produse este destul de semnificativă. Deci vrem să trăim, vrem să avem vânzări, vrem să avem profit și vrem să avem companii care aduc valoare adăugată mai mare economiei, care aduc inovații, care aduc poziții de muncă minim plătite. Toate aceste întrebările se rezolvă prin adoptarea unor măsuri care vor facilita dezvoltarea economiei spre economie mai verde. Mulțumim, doamna Malairău. Este apropiat, este încă departe acest concept de afacerile din Republica Moldova, economia verde? Să fiu sinceră, eu cred că este încă departe
și prin conferința pe care am organizat-o, noi vrem să aducem acest concept mai aproape de business și noi vrem ca business-ul, atât întreprinderile mari cât și întreprinderile mici, să înțeleagă că economia sau asimilarea principiilor economiei circulare reprezintă un avantaj competitiv pentru antreprenori. Și aici vorbim despre, în primul rând, acel Green Deal european, prin care Uniunea Europeană a decis să devină neutră din perspectiva climatică până în anul 2050, dacă da, să fiu corectă. Așa. Și, pe de o parte, a impus un set de măsuri pentru diferiți stakeholderi, inclusiv business, iar pe de altă parte a creat un fond de investiții mare în tot ce înseamnă tranziție verde. Respectiv, dacă agenții economici din Republica Moldova nu vor intra în acest trend și nu vor asimila aceste principii și nu vor intra pe această cale de tranziție verde, au șansele să nu fie competitive pe piața europeană. Ori exact cum a spus mai devreme Veronica, aceasta este tendința, aceasta este dezideratul ca produsele și serviciile moldovenești să fie competitive pe piața europeană. Care sunt domeniile, sau mai bine spus, care sunt industriile în care amprenta de carbon încă se simte foarte prezentă și este cel mai dificilă tranziția? De fapt, dacă noi vorbim de decarbonizare și acele ținte de decarbonizare care au fost stabilite prin Planul Național Integrat privind energie și climă, noi vorbim de câteva domenii foarte clare. Noi vorbim, în primul rând, de domeniul de producere a energiei electrice, se consideră că este cel mai poluant domeniu și emisiile de gaze ale acestei industrii sunt cele mai mari. Un al doilea domeniu foarte mare este domeniul transporturilor și aici noi vedem o conlucrare foarte mare atât la nivel de autoritățile centrale cât și la nivel de autoritățile locale în partea de urbanism și cumva stimularea transportului verde. Un alt domeniu foarte important, tot legat de fapt de producerea energiei electrice, este de fapt trecerea la energie din surse regenerabile. Și nu în ultimul rând vorbim de agricultura și industria ca și sectoarele care poluează și pentru care există ținte de decarbonizare și de eficiență. Mulțumim, doamna Arpentin. Ce fac statele Uniunii Europene pe aceste domenii care sunt dificile pentru Republica Moldova? Ce putem învăța din contextul regional? Avem multe de învățat și aici avem un avantaj foarte mare pentru că suntem mici. Avem și dezavantaje, cum a vorbit Mila, dacă producem energie electrică din fosile, din gaz, asta ar însemna că aducerea transportului electric nu neapărat va fi mai verde. Da? Da. Totodată este important să menționăm că și producerea energiei din surse regenerabile în Moldova crește, poate nu în viteză care noi ne-ar dori. Dacă vorbim de Uniunea Europeană, unde sper eu ne vom regăsi în familia țărilor europene în curând, se fac deci sunt mai multe direcții. Bineînțeles că Uniunea Europeană are și industrii mai dezvoltate, inclusiv în diferite domenii. Aș vrea să mă axez la ceea ce este în Moldova și să compar măr cu măr. În Republica Moldova, cota costurilor pentru energie în structura totală a costurilor, în mediu, de exemplu, în industria agroalimentară, este de 3 ori mai mare decât în companiile europene. Aici se vede și este evident că putem lucra și este unde. Dar eu aș vrea să lărgim, să extindem un pic tema discuției, pentru că economia verde înseamnă nu doar decarbonizare, economia verde înseamnă nu doar utilizarea mai eficientă a resurselor energetice. Economia verde targetează toate resursele și aici vine și economia circulară. Aș vrea să menționez că este o industrie întreagă care este sau există în Uniunea Europeană și lipsește
structurat în Republica Moldova este industria de prelucrare a deșeurilor. Aici avem un potențial foarte mare de dezvoltare prin care vom putea genera și venituri adiționale, totodată am putea diminua și din deșeurile care poluează pământurile și apele noastre. Și, de exemplu, o strategie de dezvoltare economică care este elaborată și este în proces de avizare și consultare anul acesta setează stabilirea acestui sector și susținerea strategică a acestui sector, ceea ce este foarte important pentru orice economie care dorește să devină parte a unui lanț valoric a piețelor dezvoltate. Economie, ați vrut să completați sau poți? Okay, da, pe partea de deșeuri. De deșeuri. Da, de managementul deșeurilor, fiindcă, într-adevăr, reprezintă un element important în ceea ce numim tranziție verde. Noi, ca și asociații, organizăm diverse discuții publice sau diverse dezbateri, unde noi dăm exemple concrete de reutilizarea deșeurilor și noi chiar foarte mult ne dorim ca practicile europene să fie transpuse în Republica Moldova. În primul rând, deșeurile pot fi incinerate sau co-incinerate și sunt sursa energiei, care la momentul dat nu se valorifică, din păcate. Tehnologiile avansează și în procesul co-incinerării aceste deșeuri sunt tot mai puțin și mai puțin nocive mediului. Dar, pe de altă parte, deșeurile pot să devină, evident, un input sau o materie pentru alte industrii. Noi am avut o emisiune întreagă despre deșeurile din construcții și demolări, da, care pot să fie reîntoarse în acest proces de construcție, la construcția drumurilor, de exemplu, și atunci sunt mari dezbateri despre cum aceste tipuri de deșeuri trebuie să fie reglementate ca să fie cel mai eficient reîntoarse în industrie. Sau cel mai interesant tip de deșeuri, de fapt, care se produce în cantități foarte mari, este deșeurile din ambalaje. Iată, acum deja de mult timp sunt în vigoare politicile și reglementările care țin de managementul deșeurilor de ambalaje, care impun responsabilitatea asupra producătorilor sau celor care pun pe piață anumite produse de a avea grijă de ce se întâmplă cu aceste deșeuri și în speță de a le colecta din piață și a le procesa după diferite modalități care sunt prevăzute de lege. Careva din ele eu le-am numit, cum este incinerarea, dar aceasta este ultima instanță, da? Până acolo se valorifică în alt fel, după alte modalități și iată, dacă vorbim, de exemplu, de deșeurile de ambalaje de sticlă, vorbind de o industrie foarte notorie în Republica Moldova, industria vinului, de exemplu, acestea liber pot să fie colectate din piață și reluate pentru a se produce din ele din nou deșeuri. Deci ambalaje. Exemplul pe care l-ați oferit dumneavoastră cu deșeurile, prin care din gunoi putem din nou produce valoare economică adăugată, vine pe această filozofie redure, folosește, reciclează, dar cu intenția ca între mai multe industrii să fie o sincronizare. S-a creat această sincronizare între industriile din Republica Moldova ca să ne adaptăm la economia circulară? Foarte bună întrebare. Noi lucrăm la proces de pornire acestor procese pentru că ele n-au avut loc până acum și odată cu, cum am spus, presiunea în creștere pe piața europeană pentru decerere pentru produse mai verzi cu diferite certificări, există și o presiune acestei cereri pe companiile din Republica Moldova. Aș vrea să adaug la ceea ce a menționat doamna Mălăreu, industria textilă iarăși se sufocă în timp când companiile textile din alte țări reproduc, regenerează și produc diferite mărfuri, nu neapărat
vestimentație, dar sunt destul de multe. Plastic, la fel, în multe țări europene se utilizează pentru construcția drumurilor, ceea ce nu știu în ce măsură la noi este implementat. Am văzut câteva proiecte, dar la etapă de discuție și foarte incipientă. Doamna Mălăre a dat un exemplu foarte bun cu sticla. Da. Dacă nu greșesc, în 2005 sau 2025 sau 2027 un pic mă încurc, dar Germania introduce reguli noi, solicitările pentru sticlă, pentru vin și bere, care trebuie să fie dar de anumite culori pentru a eficientiza procesarea acestor sticle. Deci aici noi tot trebuie să ne aliniem la ceea ce se întâmplă pe piețele noastre, dar totodată să nu așteptăm acel ultimul moment când vom fi forțați pentru aceasta. Împreună cu asociațiile de business, precum cei care este condus de către doamna Mila Malairău și altele, noi la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării lucrăm foarte mult la aceste aspecte și sperăm foarte mult să aducem și să contribuim la dezvoltarea și finanțărilor verde împreună cu Banca Națională a Moldovei. Mulțumim, doamna Malairău. Cum stăm la capitolul ecologizarea afacerilor și cât de prietenoase, cât de deschise sunt acestea pentru a prelua aceste practici? Eu cred că deschiderea vine pe măsură ce se întâmplă trei lucruri la momentul actual. În primul rând, cum am spus mai devreme, presiunea va fi din partea cumpărătorului. Fiindcă tot mai mult și mai mult consumatorul vrea să știe că producătorul are practici etice și în special sustenabile și în special cele care țin de protecția mediului. Și aici, când vorbesc de consumator, vorbesc și Uniunea Europeană ca și jurisdicția spre care noi vrem să exportăm și care are anumite cerințe foarte concrete față de produsele din țările vecine, din țările terțe, care vin pe această piață. Și atunci, dacă ei pentru piața lor, piața Uniunii Europene, creează niște obligații foarte dure în ceea ce ține ecologizare, cu atât mai mult ei vor ca aceleași condiții să existe și față de business-ul, față de producătorii din alte țări care vor să livreze în această piață. Deci asta este o circumstanță care trebuie să întâmple. Al doilea moment este eficiența. Dacă ecologizarea business-ului duce la reducerea costurilor, cu siguranță că business-ul va căuta această eficientizare. Și noi la conferință am avut un exemplu foarte frumos pe care l-a adus un vinificator care a spus că atunci când și-a proiectat vinăria, nu a mai s-a dezis de la utilizarea cazanului și toată energia electrică care se produce din panourile fotovoltaice și inclusiv având o pompă de căldură de 2 ani de zile, toată căldura sau toată încălzirea încăperii se produce din contul acestor panouri, ceea ce a devenit o sursă de eficiență foarte mare pentru el. Și eu cred că toată lumea la moment caută, iată, aceste modalități. Un exemplu foarte frumos a fost adus chiar și cu dopul pe care îl folosește. Deci deja a spus că renunță pentru anumite tipuri de vinuri la dopul de plută și pluta fiind cumva colectată, da, cu impact negativ pentru natură. A spus că folosește acum pluta din trestia de zahăr. Deci tot felul de exemple care au sunat la noi în cadrul conferinței și care chiar îndemn toată lumea să o privească, fiindcă este disponibil online. Și o a treia dimensiune foarte importantă este disponibilitatea resurselor financiare. Deci acum practic toți finanțatorii impun ca și criteriu de eligibilitate pentru accesarea creditelor, anume scopul creditării să aibă și o componență de ecologizare. Iată, acestea trei luate împreună, cred că treptat o să educe business-ul să asimileze practicile sustenabile sau principiile de creștere sustenabilă. Ați spus presiunea din partea consumatorului, da. În primul rând. Aici e din nou filozofie. Ce putem face pentru a sensibiliza populația, pentru a crea această relație dintre consumator și produs cu grijă față de mediul ambient și resursele pământului?
Eu aș vrea, înainte ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să extind un pic. Presiunea vine nu doar din partea consumatorului, presiunea vine și din partea investitorilor, pentru că acum cei care au bani și depun în fonduri de investiții pun ca condiție în foarte multe cazuri că sunt ok să câștige mai puțin, dar doresc să finanțeze doar produse, proiecte verzi. Și aici și noi înțelegem foarte bine că pentru a produce sau pentru a schimba acea paradigmă în care noi locuim, pentru că chiar astăzi ce am discutat, impunerea Uniunii Europene, presiunea consumatorului. Da. Deci noi încă nu avem schimbarea aceasta în filozofie, că noi vrem și înțelegem foarte bine ce trebuie de făcut și cum. Aș vrea să adaug despre trei componente care trebuie să fie modificate, deja că răspuns la întrebarea dumneavoastră. Prima, ceea ce gândim noi. A doua, acces la finanțare. Aici a vorbit și doamna Mălăreu. Este important să avem acest acces la finanțare pentru a-l permite. Noi cu ministerul, colegii de la Ministerul Economiei lucrăm foarte mult pentru că trebuie de creat un cadru care să permită și a să condiționeze aceste investiții. Totodată mai este încă un element, servicii de consultanță. La moment, dacă cineva dorește să investească în tehnologie verzi, are o varietate, o gamă foarte mare de echipamente. Fiecare vânzător spune că echipamentul lui să aducă rezultat, dar am avut și istorie când investițiile acestea nu au dus la rezultat scontat sau presiunea aburilor nu era aceea care se dorește sau este necesară. Deci sunt multe cazuri. Și aici este important că noi, și aici sper, vom lucra mai intensiv cu colegii de la Organizația Dezvoltare Antreprenoriatului ODA pentru a facilita dezvoltarea acestui sector de consultanță, când companiile poate să acceseze aceste servicii care să le facă nu doar calculele care sunt pierderile lor energetice sau pierderile lor potențiale, dar și ce tehnologii și soluții acestea pot implementa, pentru că noi înțelegem companiile din Republica Moldova sunt destul de mici și nu pot permite să aibă specialiști în acest domeniu. Aici sector de consultanță privat poate să vină ca o soluție. Eu ca să adaug un pic, mai este și o altă dimensiune ca și o condiție pentru ca să se dezvolte sau să avanseze tranziția verde, de fapt sunt politicile de stat. Da. Fie că este acel stick sau carrot, fie că sunt politice care instituie niște obligații, dar de ele vorbim mult deja, fiind și țară candidat, dar asimilându-le de fapt în legislația moldovenească de mult timp înainte, dar și politicile de, și instrumentele de stimulare. Și eu aici chiar mă bucur foarte mult că acum cei care sunt responsabili de carbonizare și de tranziție verde nu sunt doar Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, dar este și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Asta înseamnă că există o instituție care se gândește nu cum să impună business-ul, dar cum să facă sau cum să propună niște politici de stimulare a business-ului, inclusiv pe partea de acces la finanțare, ca această tranziție să se întâmple cât mai rapid. Doamna Mălăreu, care e ritmul de asimilare din partea sectorului privat a tehnologiilor verzi și cum îi putem ajuta? Cred că pe două modalități. În primul rând este popularizarea unor tehnologii, lucru cu care de fapt asociațiile de business se ocupă. Noi ca asociații de business, cum spuneam mai devreme, inclusiv cu suportul proiectului Tehnologiile Viitorului, popularizăm diferite modalități sau diferite tehnologii pentru înverzirea afacerii. Spuneam mai devreme despre tendințele în designul ambalajului. Da, aveam și un workshop cu reprezentanții diferitor industriei, cum ei și-au ajustat ambalajele. De exemplu, ambalajul de sticlă trebuie să devină mai ușor, mai eficient la transportare, da, mai uniformizat. Ambalajele, alte ambalaje pentru produse se trece deja, se migrează de la ambalajele de plastic, la ambalajele de hârtie, de exemplu, sau alte soluții pentru ambalaje. Totul ca ele să fie cât mai eficiente în partea de colectare și valorificare.
Fiindcă business-ul din Moldova nu are de unde să știi care sunt acele tehnologii cele mai utile. Evident că sunt cei care merg și se documentează prin toată lumea, se duc la expoziții, se duc la evenimente specializate, dar noi avem și noi în Republica Moldova același rol să popularizăm practicile unora către ceilalți, a companiilor mai mari, către companiile mai mici. Dar pe de altă parte, evident, este acces la resursele financiare. Fiindcă, până la urmă, orice îmbunătățire tehnologică înseamnă o eficiență mai bună din punct de vedere energetică, înseamnă mai puține emisii, da, și apropiere către acei indicatori la care noi ne-am angajat, respectiv, odată ce în politicile de stat au fost stabilite acele ținte de decarbonizare care presupun și reducerea emisiilor și ținte de eficiență energetică sau de consum de energie, înseamnă că tot statul trebuie să găsească și anumite resurse ca să finanțeze atingerea acestor ținte, inclusiv prin modernizarea business-ului. Mulțumim, doamna Arpetin. Iată una dintre ținte, scăderea cu 15% anual a emisiilor de carbon. E un obiectiv realist? Cred că e dificil, deci depinde de resurse, cum a menționat Mila, deci trebuie să depunem anumit efort, noi toți. În câțiva ani, la sigur că acest obiectiv poate fi nu doar atins, dar atins și mai ușor. Multe lucruri se pornesc, există nu doar o rezistență noastră oamenilor, dar rezistența și sistemelor. Multe lucruri se pornesc mai greu și apoi dau rezultate mai mari. Eu aș vrea să vorbesc un pic și despre analiza de cost-beneficiu la tuturor eforturilor care se fac, pentru că orice schimbare necesită anumit efort, care noi valorificăm și în bani, în resurse financiare, și atunci este important ca acest efort să nu distrugă, da, dar să contribuie. Deci așa se numește economia sustenabilă, care este sustenabilă prin esență. Deci nimeni, inclusiv din țările europene, n-am avut așa mesaje că azi, mâine, gata, mergem mai departe. Deci sunt anumite procese care noi urmează să le urmăm, inclusiv prin transpunerea directivelor și nu numai, aici suntem, avem ajutor, avem de lucrat și cu colegii de la Ministerul Mediului, cu care avem un grup comun, Economia Verde, unde suntem ambele ministere, avem un rol de lider, cu colegii de la Ministerul Energiei și nu numai, cu colegii de la Ministerul Educației, cu colegii de la Ministerul Sănătății. Deci toți trebuie să ne unim, pentru că aer mai curat și pământ mai calitativ nu reprezintă doar plantarea copacilor la care noi toți participăm fiecare an, dar și multe alte eforturi, inclusiv și un efort financiar, efort de investiții, care și alte țări au trecut aceste etape și s-au dezvoltat și sunt foarte bine poziționați acum și Moldova va reuși. Despre efortul financiar de investiții, care e portofoliul politicilor publice care presupune aceste instrumente? Vorbim despre oamenii de afaceri, evident, domeniul este foarte vag, dar dacă ne oprim la economie și la oamenii de afaceri, care sunt puse la dispoziția acestora pentru o tranziție mai eficientă? Da, aș vrea să comentez aici ce ține de, dacă vorbim despre decarbonizare, aici majoritatea dioxidul de carbon este produs de către sectorul rezidențial și mediul de afaceri, bineînțeles, contribuie aici cu afacerile de la logistică până la producere, dar nu este jucătorul principal și aici este un rol foarte important și a PLE-urilor și Ministerul Energiei ca să găsească aceste soluții. Ce țin de mediul de afaceri, un exemplu, de exemplu, toate companiile vinicole din Republica Moldova consumă anual tot aceeași cantitate de apă ca și orașul Chișinău. Asta înseamnă că dacă aceste ape nu sunt purificate și sunt reîntoarse în natură în forma lor după utilizare în secții de producere, poluarea este destul de semnificativă pe fundalul unui deficit de apă.
Noi cunoaștem că deja la sudul Republicii Moldova sunt sate unde apa este aprovizionată, se aduce cu mașini. Deci, în complex, aici este important să avem viziunea și Ministerului Ecologiei, care are și fond, un fond de susținere a anumitor procese, a anumitor proiecte în domeniul ecologic. Ce ține la susținerea sectorului de afaceri, întrebarea este foarte bună, pentru că fiecare, dacă te apropii de fiecare antreprenor, acesta să spună, eu sigur că vreau, dar dacă eu investesc, nu știu, 350.000 de euro în stația de epurare a apelor, am discutat cu un verificător, mâine vinurile mele devin necompetitive, pentru că prețul lor urmează să fie, să crească. Aici e important ca statul să vină cu instrumente de finanțare sau să creeze condiții pentru apariția acestor instrumente. Unele din ele deja sunt pe cale de pornire cu colegii de la ODA, o organizație de dezvoltare a antreprenoriatului, lucrează acum la două instrumente de finanțare despre care aș vrea să vorbească ei mai mult, dar vor fi lansate în curând și ambele vor targeta investiții în tehnologiile verzi. Se implementează la Banca Națională Moldovei un proiect interesant ce țin de taxonomie, la fel care va susține și sper va stimula finanțarea de către bănci sau crearea acestor produse de către băncile comerciale. Se fac anumite eforturi, ceea ce este important că trendurile acestea de care sunt susținute de către guvern, de către donatori, să fie cumva preluate și menținute în forma mai activă și de către mediul de afaceri. Mediul de afaceri, doamna Malăirău, înțelege că practicile ecologice sunt cruciale pentru ca afacerile să pot avea succes pe plan regional, dar și pe piețele europene? Sau încă există această rezistență în fața noului? Da, cum spuneam mai devreme, o parte din agenții economici foarte clar înțeleg. În primul rând, impactul asupra mediului pe care îl au cu activitatea pe care o desfășoară și atunci, cu siguranță, dacă planifică un viitor în această țară, își doresc ca acest impact să fie redus. Pe de altă parte, da, dar câteodată astfel de businessmani sunt priviți ca niște romantici, da? Și atunci nu neapărat că anume grija față de mediu să fie primul driver pentru cei care fac business, deși da, ar trebui acesta să fie și în mare parte cu cei care vorbim și cei care fac niște schimbări sunt ghidați anume de acest driver, dar în același timp foarte mult se uit și la costurile de producere și deseori deciziile sunt totuși luate atunci când de a investi în anumite schimbări care eficientizează activitatea lor operațională, anume provin de la faptul că devin mai eficienți ca și costuri și mai competitiv pe piață. Și eu vreau să vă dau un exemplu de instalarea panourilor fotovoltaice. Noi de foarte mult timp în comunitatea noastră am promovat această oportunitate de a deveni producători eligibili de energie electrică prin instalarea panourilor pe acoperișuri. Atâta timp cât energia electrică era ieftină și costurile sau investiția cumva nu era interesantă, mai puțin, chiar și din consumatorii casnici sau din cei non-casnici erau interesați de investiția în panouri. Odată ce a venit criza energetică și în primul rând a apărut riscul de a fi deconectați de electricitate și în al doilea rând deja această oportunitate de a investi în producerea energiei electrice a devenit mult, mult mai interesantă, imediat această piață a explodat, imediat. Deci, totuși, eu cred că în primul și în primul rând agentul economic este ghidat de eficiența producerii și de competitivitatea a produsului din punct de vedere a prețului, cuplat cu grija față de mediu. Mulțumim, mulțumim mult. Într-adevăr, nicio industrie din țara noastră nu este irelevantă pentru o tranziție spre o economie verde, iar din această perspectivă se pot distinge 4 priorități pentru business. Aceasta se referă la decarbonizarea operațiunilor și a lanțului de aprovizionare, se referă la constituirea unei reziliențe față de factorul de risc climatic, mobilizarea capitalului sustenabil și adoptarea practicilor robuste de raportare. Continuăm discuția la subiect cu doamna
doamna Marcela Lefter, expertă în energetică, membru de asemenea Consiliului Director AMCEAM. Bună seara, doamna Lefter! Bună seara! Doamna Lefter, eficiența energetică și utilizarea rațională a resurselor. Ce riscăm, inclusiv din punct de vedere economic, dacă nu ne aliniem acestor obiective? Bine, cel mai important este ce riscăm din punct de vedere climatic sau din punct de vedere a evoluției umanității. Pentru că când alegem să facem tranziția către un viitor verde sau implicit către tranziția energetică, și reducerea amprentei de carbon, cu părere de rău, nu o facem de fiecare dată din dorință, da, de a salva planeta, dar o facem pentru că apar niște măsuri și suntem practic constrânși. De asta și vin regulile peste noi, cu raportări, cu, să spun așa, vor fi implementate noi reguli cu absolut toate produsele, va trebui să se poarte etichetarea, da, cu amprenta de carbon, și atunci practic regulile o să ne impună ca să aplicăm tehnologii cât mai sustenabile pentru businessul nostru și pentru viața noastră de zi cu zi. Despre dezvoltare ecologică a sectorului privat, ce exemple de bune practici avem în Republica Moldova? Bănuiesc că ați auzit câte ceva din discuția de aici, din studio. Cu ce putem continua lista? Da, bunele practici trebuie să înceapă, bineînțeles, cu cei mai mari poluatori. Adică dacă responsabilul numărul unu de poluare este producerea de energie electrică, atunci, bineînțeles, că odată ce înlocuim producerea fosilă sau utilizarea energiei electrice produsă din surse fosile cu cea regenerabilă, deja am redus semnificativ amprenta de carbon a fiecărei din respectivului business, a afacerii. Ulterior avem transportul, un alt mare poluator. Dacă reușim pentru o companie să schimbăm flota din mașini fosile în mașini electrice, să facem și să dezvoltăm puțin și infrastructura de încărcare, atunci, bineînțeles, iarăși am redus și mai mult din amprenta de carbon a respectivei afaceri. Ulterior vin măsuri specifice, da, în fiecare afaceri. Cineva e în procesare, cineva firme de consultanță. Sunt fabrici poluante, mai puțin poluante, și atunci depinde de tehnologia fiecărei sau de specificul fiecărei afaceri. De la pompe de căldură, la motoare mai eficiente din punct de vedere energetic, dar ceea ce este important să se rețină, indiferent de tip, este electrificarea. Cu cât mai mult pentru noi putem să schimbăm, da, consumul de gaze sau de un alt combustibil fosil către energie electrică, atunci deja am făcut un mare pas în a eficientiza energetic, pentru că deja electrificarea putem să, energie electrică o putem consuma și verde. Și atunci noi, practic, prin electrificare deja suntem cu un pas înainte către reducerea de amprentă de carbon. Doamna Lefter, care e rolul consumatorului? Care e miza pe care o deține acesta, inclusiv dacă vorbim despre tranziția la economie verde, economia circulară? Până la urmă, plătește consumatorul. Da. Că e un ambalaj mai eco, că e un kilowatt-oră mai regenerabil, nu contează, plătește consumatorul în final. Și atunci este important ca fiecare din noi, în calitate de consumatori, să conștientizăm și să înțelegem. Și tranziția energetică, în mod special, costă. Și o să coste foarte scump de acum încolo și noi suntem generația care va trebui să suportăm acest cost. Cum generațiile anterioare, cei de până la noi, s-au bucurat, dar au poluat excesiv, așa suntem noi acea generație care va trebui să implementăm această schimbare și să suportăm costul acestei transformări verzi. Știu că poate nu sună bine către consumator, dar e o realitate de care trebuie mai bine să ținem cont și să înțelegem că pe termen scurt și mediu va trebui să suportăm acest cost. Despre Uniunea Europeană, doamna Lefter, știm că unele țări din UE depind de alte țări pentru materiile prime. În plus, extracția și utilizarea materiilor prime au un impact major asupra mediului. Cum s-a intervenit? Ce exemple de țări? Către ce țară ne putem ralia? Sau este totuși o schimbare pe care trebuie să o facă toate țările din regiune în comun?
Dacă vorbim strict de tranziție energetică, atunci materialele care ne trebuie, cel puțin pentru energia fotovoltaică, raw material, adică toate se află în China. Bineînțeles, și China și-a securizat toate zonele, toate zăcămintele. Și atunci dependența industriei fotovoltaice de China este de aproximativ 95%. Bineînțeles că țările din Uniunea locuiască tehnologia, pentru că deja materia primă nu mai putem să facem nimic, ea este securizată, după cum am spus. Dar să schimbăm tehnologia, să producem din alte elemente, da, panourile fotovoltaice, ori bateriile de stocare, că acum accentul este pe bateriile de stocare, inclusiv și bateriile care le folosim la mașinile electrice, ca să putem să avem, să concentrăm această producție în Europa și să o poată țările din Uniunea Europeană controla și să nu mai creăm dependență, fie de gaze, fie de tehnologii din alte țări care nu sunt europene. Eforturile sunt foarte mari și atenția sporită a Comisiei Europene pentru acest segment, chiar pentru relocare de anumite fabrici din Asia către Europa. Și sperăm că în tot acest trend de relocare și program de relocare, poate și destinația Republicii Moldova o să fie o destinație atractivă pentru mari investitori de mari producții. Noi vă mulțumim mult pentru acest dialog. Ne mai auzim de asemenea în alte emisiuni. Toate bune! Da, vă mulțumesc! Doamna Arpentin, această formulă de relocare și Republica Moldova, vă rugăm să explicați care e viziunea pentru țara noastră. Este atractivă pentru mari investitori să-și vină să-și relocheze afacerile în țara noastră sau nu? Noi, la Ministerul Economiei, sarcina noastră este să găsim aceste oportunități pentru dezvoltare și să le dezvoltăm, pentru că sunt mai multe istorii de succes a țărilor mici care au avut și au condiții specifice, nu au resurse naturale și demonstrează o creștere economică și o viață foarte, foarte bună pentru cetățenii săi. Aici aș vrea să menționez că, de exemplu, în Uniunea Europeană la moment se discută, ei sunt importatori foarte mari de textile, anual importă mai mult de 26 de trilioane de tone de textile, e foarte mult, se discută cum să educe consumatorul într-așa mod ca consumul să direcționeze la produse mai scumpe, ceea ce înseamnă mai calitative și care vor dura mai mult. Deci un pantof va fi purtat mai nu multe în sezon, dar două sau trei, pentru că materialele din care este produs sau o geantă va fi mai calitative. Aici este important ca noi să fim parte acestui trend, să fim pregătiți și să fim gata să livrăm produse mai calitative. Și noi suntem foarte pragmatici, noi înțelegem foarte bine care este impactul economic acestor activități. Totodată, aceste activități sunt destul de sustenabile și vor aduce impact de lungă durată, impact pozitiv. Ce este important, că costurile de logistică pentru mărfurile produse în Republica Moldova sunt mult mai mici și viteză decât în alte țări mai îndepărtate, dar acestea se referă sau creează un avantaj dar pentru produse de nișă. Moldova, Republica Moldova nu poate concura pe mass market în foarte multe zone, inclusiv și în producția de vinuri și nu numai. Astfel, redirecționarea economiei spre produse de nișă cu o valoare adăugată mai mare este una din sarcinile care ni le propunem la moment. Mulțumim. Doamna Malera, de unde începe educația pe baza principiilor economiei verzi circulare? Da, trebuie să recunoaștem într-adevăr că dacă vorbim despre educație, atunci cu siguranță trebuie să existe o cooperare și cu Ministerul Educației pentru ca educația în acest domeniu să devină parte a programului școlar. Cu siguranță. Bine că acum eu cred că această cultură tot mai mult și mai mult se consolidează cultura de managementul a deșeurilor casnice, se consolidează deja în familiile noastre, dar credem că și se asimilează, dar cred că la un nivel foarte redus, după părerea noastră. Și noi vedem copiii educați în familie în această privință, dar credem că ar trebui
din toate sursele, pe toate canalele, să fie mesajele respective adresate copiilor, astfel încât ei să capete aceste deprinderi. Și noi, totuși, să atingem tranziția aceasta într-un regim mai accelerat decât cei din Uniunea Europeană. Ce îi spunem omului de acasă? Suntem la etapa în care tragem linie roșie la această discuție. Cum poate face parte din soluție astfel încât tranziția să fie cât mai eficientă și mai rapidă? Doamna Arpinti. Noi, în familia mea personal, ceea ce am făcut, am făcut un plan, un brainstorming cu copii, să identificăm cum încă putem să contribuim. Și s-a decis că nu cumpărăm produse ambalate în plastic sau sunt mai multe, când este posibil. Deci, dacă fiecare își propune această sarcină cu obiectiv, cred că putem contribui. Dar este important să fie un lucru sistemic, să fie foarte bine organizat, să fie susținut de către stat. Și un moment, noi avem mulți agenți de schimbare, de la președinta Maia Sandu cu plantarea pădurilor până la agenți economici care pilotează, îndrăznesc și risc și implementează tehnologiile noi și sunt adevărați agenți de schimbare. Deci fiecare din noi putem face, dar să ne punem aceasta ca obiectiv. Mulțumim, doamna Maleră, un gând. Da, eu cred că oamenii ar trebui să devină mai eficienți. Tot mai eficient, la tot ce consumă. Totuși suntem în regimul propriilor alegeri și acolo este miza. Mulțumim pentru această discuție, vă mai așteptăm la Obiectiv Comun. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Urmează Telejurnal, rămâneți cu TVR Moldova, o seară frumoasă! Mare, cu muzica aleasă. Fiecare regiune